Hai să vedem notarea. Da, e ok ce e aici. E un pic haosat, dar clar e peste 8-5-10, așa, în zona aia de calitativ. E ceva la hașură care trebuie să se curețe. Dacă nu se curețe, o se curețe bine, bine. Da? Imediat. Da. Da, nu e rău. Ar fi stricat aici o potecă, ceva. Știm? Un ceva. De bine. Dacă încet, încet se curăță din hașura aia. Cum sunt ăștia aliniați, așa? E ceva, dar în același timp e... E pufi. Da? Bun, hai să vedem. Da, Betty e foarte bine. Da, foarte bine, bravo. Da. Da. E foarte bine. Și cu accentele și cu da. Da. Un pic extrem, dar merge. N-ar fi stricat niște mochiuțe în spate, da? Și nu, ferește-te de un gri din ăsta chiar uniform. Trebuie să fie de gradeu cumva, da? Da. Asta e greșit. Da, e ceva aici la asta, pe diagonala spațială. Cred că l-ai greșit de la schimbarea de plan, aici ai greșit lățimea, clar. Ok? Asta pare ok, asta pare ok. Da, bravo, da. E bine. Ca muncitor s-a făcut, dar e bine. Hai că ai avansat, da. Bine. Acum vezi, te dai singură de gol. Da, umbrița aia că nu se întoarce. Îmi pare rău, asta te va costa. Dar grafica e foarte bună, să știi. Da. Un pic murdar, dar merge. Încearcă să dai mereu accente în față, să le pierzi pe măsură ce se duc în spate. Da. Foarte bine. Foarte ok grafica. Cam în alte blocurile astea, să știi. Putea să fie mai micuță un pic. De bine. Așa, Speranța, da. 1-2. Andra, da. Bravo. Încearcă să dea umbrițele astea mai închise. Ok? Asta n-are umbră. Stai. N-are umbră asta, da? Acum aici, Ioana David, da. Foarte bine. Bravo. Se vede în desenul de linie. E un pic mai bine ca la Betty, se vede ca umbrițele. E ce trebuie. Foarte extrem, dar merge. Bravo, da. Nu știu ce îmi vine să-ți dau o notă foarte mare. Mi se pare că ai nimerit și griurile alea cum trebuie. Sunt astea zbuciumate și pline de ură, dar e ok, da? Ai corectat și ce trebuie, da, bravo, bravo, e bine. Da. Marian, da. Da, e bine. Vezi aici că astea se unesc, da? Da. E bine, e bine. Un pic fucked up, dar merge, bravo. Ai înțeles ce e cu urbanismul ăsta. Da. Lipsește acolo un ceva, dar e ok. Linca, da. Un pic repetitiv. Da, e bine. Clarisa, da. Încearcă tot eu să pui grosimile astea de 3 mm. A venit tu cu o idee originală, arată ca dracu, da? Încerca să înțelegeți că nu merge, da? Nu merge în domeniul ăsta. Primele 3 luni, fă ce ți arăt și doar atâta. Da? E prea deformat, sunt punctele de fugă atât de aproape. Fiindcă n-ai desenat ce ți-am arătat în video, știi? Și a adăugat o variabilă în plus, știi? Prisma asta care se intersectează fals, da? Da, e bine, bravo, bravo, da. Nu prea îmi place când văd o linie de asta, că pare o iluzie optică, da? Pe viitor să fii atent la așa ceva. De asta nu prea mai mult, da? Iluzie optică de perspectivă, da. Foarte bine. Cât de bine ai putut să o faci, este foarte ok. Smina, da. Foarte bine. A început să fie ce trebuie, bravo, da. Încet, încet. Jesus Christ! Bine. Nu știu cum ți-a venit ideea asta. Dar nu mai riscați, vă rog eu.
De foarte bine. Mai prins, ce n-am ce să zic. Le-ai făcut toate în axonometrie. Bravo! Bravo! Apreciem. Se apreciază, da? Bravo. Așa. Da. Foarte bine hașura. Da, da, așa foarte bine. Așa exagerat e foarte ok. Maria, da. Vezi cu lipsitul ăla, da? Nu mai fă filme. De acolo urmează cearta, da? Nu e rău. E conceptual, așa merge. Da, 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 da. Grafica e un pic pufi, dar merge. Maria, da. Avem două. Va fi da. Și vreau să văd axonometrie. Da, bravo. E foarte bine. E un pic haosat, dar merge. Devine un pic mai sensibilă. Întoarcem înapoi la sensibil, da? E bine, dar muchii în spate. Da, e bun desenul de linii. Da. E ok, dar parcă desenul ăsta de linie... Vezi cum la colega ta se taie precis așa? Aici parcă... Parcă ai venit cu aceeași linie de 5 ori, știi? Da. Nu e rău. Tu ai un stil de ăsta foarte weird, așa, dar nu este foarte ok. Da. Merge. Un pic cam weird. Maria, bravo, da. Hai, încet, încet avansăm. De a da. Speranța, ok. Suntem încă de 7, scuză. Vezi și tu umbrița. Nu e rău desenul de linie. Încearcă să mai faci aleile astea proșcăite, așa că n-ajută pe nimeni. Stai că n-am înțeles care Diana a făcut. Da. Oh. Foarte bine. Foarte bine. Da. E expresiv, dar n-ar strica liniile alea. Să fie un pic mai întărite. Ok. E foarte bine. E fucked up, dar e foarte bine, da. 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 Atenție cu burta asta de balenă ucigașă, da? Să fie un pic mai... Fladărul ăla mai... Cappuccino. Da. Nu e rău deloc. Să desenzi tu un pic mai de la 6 metri distanță. Da. E bine. Ok. Da. Atenție că aici e o lățime, care nu e corectă. Dar este destul de ok. Ok. Începe să fie finuț. Lângă de unde ai început, e foarte bine. Începi să pui transparență, foarte bine. Da, ai pus din piețele la robane, da. Da, bravo. Bravo, e bine. Sunt note foarte mari, fiindcă e ce trebuie. Nu am ce comenta, ai aplicat și corectura. E rigid desenul. Să zici că e minus 8, dar uite, vezi, e lipsa asta că ți-am corectat-o. N-ai corectat-o. Știi? Trebuie să nu mai fie rigid desenul ca să poți să... ceva la desenul ăsta în continuare e rigid, la hașură. La liber e praf. Trebuie să stăm să tot facem la de-astea, Andrei, că nu... Tu ai desenat niște poze. Eu vreau să văd obiecte de design. Uite-te la ce a făcut Lavinia. Și copiază-o. Diana, da. Nu, e foarte bine. E foarte bun desenul ăsta de linie. De lecția înțeleasă foarte bine. Ha.
Stai că nu prea înțeleg de ce, Andra. Că mă lipsesc din astea, lipsește axonul, lipsesc două axonometrii. Da, foarte bine. Se că Diana stai că n-am apucat să văd că m-am dus prea repede. Asta e foarte bine făcut, e bună grafica. Da, e foarte bună grafica. Grafica de urbanist. E foarte bine. Este, da. Ca să fie de nou, ar fi trebuit să aibă un pic de ceva din acesta. Știi, să fie un pic grafica aia mai clară. Mai clar că tu înțelegi cum să furi o imagine. Știi, mai pui o tabletă pe aici care luminează cu roșu. Știi ce zic? Trebuie să fie un pic mai clar. Dar tot e foarte bine. Da, e foarte bun desenul ăsta. Încă nu suntem acolo. Atenție cu asta, da? Da. Atenție cu liniile aia din spate. Darius. Ok. Basic. Nu apa fi atenție cu accentele, că nu apeși pe creion. Și desenul de linie nu este suficient de... Da? Eva, așa. Nu mai hașura. Scrie ce lipsește o umbră, da? Nu mai hașura umbrele. Cam basic, știi? Se construiește în spate. Deci o greșeală de perspectivă destul de mare. Da, și asta e cam basic. Tot așa începem să ne ducem spre basic. Asta e bun. Dar atenție la chestiile de genul ăsta, da? Luca, da, ce schimbare de plan aici ai făcut-o. Când am blagit-o, pe asta ai rotit-o 90 de grade, dar nu e rău. E bună grafica, perseverezi și o să fie și mai bine. Da, și ce basic. Chestii de claritate, să întărești muchile astea. Și automat o să vezi că parcă nu mai ai degradele atât de clare. Da, e foarte ok. Pune și tu linia de pământ. Să stea pe ceva. Da. Încă nu suntem acolo. Foarte bine. Nu știu ce tăietura asta e complet fucked up. Da, e bine. Bravo. Da. Clar. Concept tot, da. Pasă și tu pe creionul ăsta, se vadă mai clar. Bravo. Nu știu ce simt ce e aici. Da. Design de produs, clar. Ai un ceva. Alex, clar. Că opțiunea B e perfect pentru tine, da. E curat făcut. Da. Bine. Prea șters. L-a văzut. Dana, da. E bine. Nu mai stă la meditații. Da. E bine. Dar ne lipsește ceva, ne lipsește un punct pe ăsta unde să pice privirea cum trebuie. Știi cum e negru ăsta de aici? Putem accentua aici, poate am pune și aici, da? Asta o lucire din aceea de plastic. Dar nu e rău deloc. Chiar nu e. E foarte finuț colorat, bravo. Dar nu vreau să te rezum la asta. Se simtă patina aia de smart. N-am mai văzut. Nu mai stă la meditații. Da. Da, este.
Este. Toate sunt diferite, toate sunt, da, clar, foarte bine. Da. Bravo. Este ce trebuie aici. Stai, că nu nici pe care ce notă îți dau, nu? Îmi place ce poze ai făcut. Da, se potrivește. Mihai, da, foarte bine. Betty, nu. E prea robotizat, n-are suflet. Se simte chestia asta, da? Bun, și cam acestea sunt. Da? Bun. Ne auzim atunci. Poza și întrebarea dacă apare ceva, da? Spor, felicitări pentru cine a luat note mari, că sunt meritate. Special urbanismul și designul de produs la Andreea Mare e foarte bine.